asta e vara mea. Ne dăm la rochiță și sanda. Aștept tot anul după ea, că vine în mai și pleacă toamna. What the fun? Cu Bianca, Bodonea și Bogdan. An după an, cu fanul pe primul plan. Bianca, Bodonea și Bogdan cu voi. O avem pe Nicol Șeri, invitata de astăzi. A fost prezentatoarea deja de astăzi. Prezentatoarea de astăzi a fost frumos, avertizată, da? Că urmează să prezinte știrile. Ia și poziția. Da. Ia uite-o. De știristă, nu? Trebuie să pui mâinile așa. Direct. Nu, că este și asta. Nu este și asta. E când asta? Sunt chestiile grave, știi? Da. Și pixul, ne lipsește un pix. Așa, cu fruntea înainte, așa. Da. Ia spune-mi, Bogdan. Așa, prezentatoarea asta știrilor e Denis Rifai toată ziua. Da. E Denis Rifai, dacă vedeți pe live-ul de pe Facebook, e poziția cu mâna așa în formă de lui pe masă. Poziția roșie. Ce ai mâncat? Ce-ai mâncat azi de dimineață? Da. Ziceam că ne prezintă Nicol Șeri știrile Pro FM, dar altfel, da? Cu tot, cu fundal de știri, cu tot. Acolo, practic, știrile sunt versuri din propriile piese. Am căutat mai degrabă refren. Da. Și tu, practic, sari dintr-un refren în altul pe fundalul de știri, da? Da, hai să facem o probă cu actrița din studio, cu Bianca. Cu Bianca. Că uite că și-a luat poziția. Mulțumesc. Dărifai. Și-a luat poziția deci. Și Bianca, da? Deci suntem gata să dăm drumul la treabă? Te rog. Dacă te-aș spune că e totul fum și scrum ca ultimul mesaj cu nu acum, iubirea ta cu gust de whisky și parfum mi-a fost de ajuns, îți mulțumesc, nu mai consum. Mamă, ce frumos! Bravo! Băi. Ce tare a fost, mai vreau! Dar tu acum, hai! Da, foarte Nicol, tare, bun. Te rog. Așa, deci am avut exercițiu bun. Dau legătura colegei mele din teren, Nicol Șeri. Da, ne apucăm de treabă serios din nou cu Nicol Șeri. Let's go! Asta e vara mea. Ne dăm la rochiță și sanda. Aștept tot anul după ea, că vine în mai și pleacă toamna. Super credibil. Bine. Super credibil. Hai, mai încercăm una? Mai vrem. Da. Iată. Suntem sigur încă la știri. Alege. În alte știri. Dansează amândoi aici, în fața mea. Doamne, câte lucruri de-aș putea i-aș întreba, să știu doar că are grijă de ea. De el, pardon. Cine a scris prostiile? Vă scuzați. Hai, mai încercăm una. Ia. Florile tale n-au nicio valoare, mi le aduci când te simți vinovat. De parcă dor cu florile în pat, florile, să știi că mai rău îmi fac. Am obosit să iubesc pentru doi, nu te mai las să mă tragi înapoi. Asta a fost și că am cheiat cu sport și de seara meci la 9.40. Bine, bă! Da, a fost cea mai bună și care e. Am vrut să o aleg prima oară, nu mai consum, pentru că are foarte multe lucruri. Știi? Dă-o și fără să vrei, nu există așa. Dă-o și tu. Foarte supărat ai fost până acum. Încearcă să fii mai detașată la știri, trebuie să fii... Da. Avem o știre pozitivă. Liniară. Ok, bun. Dacă ți-a spune că e totul fum și scrum, ca ultimul mesaj cu nu acum. Nu pot să zic pe asta, stai, nu pot. Mi-a zis că nu pot, trebuie să-mi aleg așa, stai. Alege tata Vlad! Da, de parcă. Stai, ia, unde-i partea lui? N-am pus-o. N-aveți partea? Stai, nu. Că mi-o aduc eu aminte, încerc. Am o știri din minte cu Nicol Șeri. Da. Anca și Cori au fost de acord că exagerezi. Avem acum detalii de la Anca și Cori. Da, într-adevăr exagerează. Foarte bun. Dacă n-ai mai cântat de mâine și așa, te-ai angaja în media, ce vrea să faci mai exact? Mama, aș avea atâtea opțiuni. Care ar fi cea mai tare după tine? Cea mai tare? Nu știu, cred că mi-ar plăcea să fiu prezentatoare, știi? Mi-ar plăcea să fac stand-up, mi s-ar părea foarte amuzant. Pro FM, Open Radio.